Anton Pan, Despre Leneș, povestea vorbii. Căldura după ce trece și începe vântul rece, țiganul ușor în pene, nu-și făcu bordei de lene. Acum vede că-i pasă, dar lenea tot iarnul lasă. Iarna iar, nedându-i pace, ea și el un plocon face și în sat la sapciu se duce, grăbind din somn să-l apuce, când el în mâini cu ploconul, ia că ieși și coconul. Ce vrei, țigane, îl întreabă. Te rog, cocoane, de-o treabă, dă-mi un dorobanț, fă bine, ca să stea astăzi de mine, cum o știi, să nu-mi dea pace, un bordei până mi-o-i face. Deci, luând el dorobanțul, jucă într-aceea zi danțul, că, când începu a-l bate cu gârbacele pe spate, bordeiul gata-i fuse și în el copiii-și puse, zicând, Bogda proste, frate, mă cam borduși și în spate, dar îți mulțumesc de casă, că acum de frig nu-mi pasă, dar însă lenea când este mai mică tot știe și ea de frică, dar când este lenea mare, vede arzând pe el casa și e lene ca să iasă.